Cum ne-au spus? Nu, eu le-am ascuns. Dar cine le-a ascuns? Ei le-au încărcat niște de-aia. Cine? Un om le-a încărcat singur. Păi dumneavoastră a știut? Dar am știut, mi-au spus că încarcă țigări. Cum n-am știut? Acum, nu știu. Și câte țigări? 140 de corobi și cum. Și nu știați că nu puteți să treceți cu ele? Cum nu știam? Știam, cum nu știam. Și am trecut cu ele? Ei, am trecut. Unde am trecut dacă mă vedeți aici? Că dacă știu... Cum strec. Da, ați încercat să treceți cu ele? Da, dar cum? Și v-am prins? Dar cum să nu mă prindă? Dar de ce l-au ascuns printre mere? Dar puneți-le ascundă. Trebuia să-l lasă la vedere. Da? Uite și le încarc și vine la vedere. Unde vrea să le duceți? Unde? La Galați, unde? Să le vindeți? Aici le vând. El a zis mă așteaptă la Galați, trec vama și mă așteaptă la Galați. Dar cine e băiatul ăsta? E un om. Cine? Eu știu cine, știu cine e. Păi nu-l cunoașteți? Ei, de unde să-l cunosc? Păi și cum va păsti găle dacă nu-l cunoaște? M-a întrebat dacă vreau. Îmi plătești 2000 de euro, dacă vreau, hai. Și unde urmează să-l temeți că el? Eu îl strag în piață și-l aștept în piață. În care piață? La Galați, mă, în care piață. Dar el e din Galați sau de din Moldova? E moldovan, bine. Și știți mai de mult sau acum? Ei îl știu mai de mult. De-am mult de la piață, de la Galați, că am fost odată cu mieră și... Dar tu duci mere de obicei la piață, nu? Da. Și acum e prima dată când ai trecut cu țigări? Da. Cum te numești? Vania, cum? Cum? Vania? Eu, da. Și mai cum? Cum și mai cum? A Vania cum? Vania și mai cum? Auziac. Auziac, da? Și de unde sunteți? La Berceni. Și de mult faceți drumul ăsta? Nu mai este. De când veniți în piață în Galați? Aia am fost odată. Și merele astea de unde le aduceți? Amelele-s de casă. Și trebuia să le vinzi aici? Da, puneți-le. Dar cel care ți-a dat țigările, da, e român sau e din Republica Moldova? Ți-am spus că e Moldova.